zvon. De ce ar vrea Viorica Dencil să demisioneze? Discuții tensionate cu Dragnea. Premierul Viorica Dencil ar vrea să demisioneze. Este un zvon care circulă în diferite cercuri. Totul ar fi pornit de la discuțiile pe care premierul le-ar fi avut cu Liviu Dragnea despre strategie cu privire la revocarea sublinierei DNA. Liviu Dragnea face presiuni asupra premierului pentru a adopta o ordonanță de urgență în domeniul justiției, iar Viorica Dencil nu ar dori să, sublinierea, asume consecințele internaționale. Liderul PSD ar vrea ca OUG să prevace presubliniere dintele nu poate decide altfel decât cere ministrul justiției. Pentru a da o impresie de forc sublinierei de susținere popular pentru schimbare, Dragnea ar dori sublinierei organizarea unui meeting de 1 milion de oameni în București sublinierei. Potrivit surselor știrii pe surse.ro. Viorica Dancila ar fi spus că ea se poate da la o parte dacă se insist pe măsuri de acest general. Premierul ar dori ca decizia presublinierei dintelui, oricare ar fi ea, ar trebui analizat sublinierei abia apoi să se ia o decizie cu privire la pasul sublinierei următori.